găsit, stimați telespectatori, vă spune Mihai Firică din Craiova, gazda emisiunii Impact, o emisiune la care discutăm despre lucrurile cu adevărat importante, importante pentru noi toți, pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți în acest moment. Astăzi vom discuta despre democrație, despre democrația din România, despre ceea ce fac aleșii noștri pentru noi, ce facem noi pentru aleșii noștri, pentru a deveni mai responsabili, mai buni, mai profesioniști. Astăzi l-am invitat alături de noi pe domnul Cristian Părvulescu. Bine ați venit! Bine l-am găsit! Domnul Cristian Părvulescu este un cunoscut politolog, președintele Asociației Pro-Democrația, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Științe Politice. Dumneavoastră sunteți și decan al Facultății de Științe Politice, autor de cărți. Cred că prezentarea mea ar putea continua, însă nu vreau să parcurg tot CV-ul dumneavoastră. Să începem dialogul nostru de astăzi despre democrație și am să vă întreb unde ne aflăm în acest moment din punct de vedere instituțional al integrării României în Europa, în Uniunea Europeană. Din punct de vedere instituțional, excepție făcând așa zisă monitorizare, suntem membrii ai Uniunii Europene. Din punct de vedere instituțional, deci, nu avem probleme. Din punct de vedere al democrației, s-ar putea să fim în întârziere foarte mare în raport cu țările vestice, ba chiar și cu unele țări din Europa Centrală, dar este deja o altă discuție. De ce spun că din punct de vedere instituțional stăm bine? Pentru că aici lucrurile s-au bifat ușor. S-au făcut negocieri privind aderarea României, s-au discutat despre diferitele capitole instituționale, s-a convenit, s-au asumat niște responsabilități și cu asta lucrurile s-au încheiat. Democrația însă nu constă doar în instituții. Ne facem iluzii dacă credem că suntem o țară democratică doar pentru că alegem prin vot universal, direct și secret, Parlamentul, Primarul, Consiliul Local, Președintele României. Democrația e mai mult decât atât. Democrația este o stare de spirit care se bazează pe cetățean. Ori, din acest punct de vedere, nu stăm foarte bine, pentru că cetățenia în România este în continuare în retard, este în întârziere, pentru că nu ne asumăm, ba chiar aș putea spune că facem câteodată serioși pași înapoi. Pentru că noi plecăm de la premiza, și când spun noi oamenii obișnuiți, plecăm de la premiza că ne naștem cetățeni. Și ni se pare că dacă ne-am născut, deja toate drepturile sunt ale noastre. Ori drepturile se câștigă. Democrația este rezultatul unei lupte în favoarea egalității. O țară este democratică atunci când asigură o democratică reală între oameni. Nu asigură supraviețuirea unora și îmbogățirea altora. Ori în România, chiar și fără această criză economică, problema inegalității sociale s-a pus și se pune în continuare destul de dur. Da, când am deschis această emisiune, am vorbit despre ceea ce facem noi, ca și cetățeni, dar și instituțiile pentru cei care, în cele din urmă, plătesc să funcționeze aceste instituții. Și când mă refer la instituții, nu doar la primărie, la parlament, la tot, la școală, tot ce înseamnă, la dispensar, la lucruri cu care ne lovim de altfel zi cu zi. Sigur. În ce măsură știu că monitorizați și societatea civilă, urmăriți sondajele de opinie, știți foarte bine care este starea de spirit a populației. În ce măsură considerați dumneavoastră că sunt cetățenii României mulțumiți de cei pe care i-au ales? De foarte mică măsură. Sondajele de opinie sunt exemplare din acest punct de vedere. Avem doi indicatori aici importanți. Pe de o parte, impresia despre drumul pe care îl parcurge România. Ori România au devenit din ce în ce mai pesimiști după ce după 2003-2004 deveniseră foarte optimiști în legătură cu viitorul. În ultimele luni au redevenit din nou pesimiști. Pesimismul a crescut din ce în ce mai mult. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, aprecierile legate de instituțiile politice în general, Parlament, administrație locală, președinte chiar, sunt în general negative. Altfel spus, nu trec de 50%. În schimb, ceea ce numesc eu instituții comunitare, biserică, armată,
chiar mass media, sunt peste 60%, deși mass media, să spunem, în ultima vreme a intrat de asemenea în degringoladă, poate și datorită concesiilor pe care le-a făcut de foarte multe ori, e unui spirit mult prea vulgar. Dar una peste alta, nemulțumirea românilor față de aleșilor și față de instituții este mare, ceea ce nu înseamnă că, pe de altă parte, nu ar exista și o problemă a cetățeniei pe care o aduceam în discuție mai devreme, pentru că vom avea instituții eficiente când vom avea cetățeni implicați. Sunt strâns legate. Pe măsură ce ne dezafectăm de instituții, instituțiile vor funcționa din ce în ce mai prost. Și suntem într-un asemenea moment. Oamenii se retrag din diferite motive, scârbiți, înspăimântați sau afectați de criză, se retrag din viața socială, se retrag în viața de familie, se refugiază, altfel spus, iar instituțiile intră în degringoladă. Și asistăm acum la un proces de politizare a instituțiilor. Pe de altă parte, chiar cred că aș putea să vorbesc și de un fel de privatizare a instituțiilor, în sensul în care ele corespund intereselor private ale unora și nu intereselor publice ale tuturor. Este un atac permanent împotriva ceea ce înseamnă spațiu public în România din diferite direcții. Tot ceea ce e public pare să nu fie bun. Dar vă pun întrebarea, de când interesele private pot să ne ajute pe toți, pot să îi privească pe toți? Niciodată. Numai interesele generale pe care doar instituțiile publice le pot urmări ne pot asigura o bunăstare generalizată. Ne raportăm în permanență la Uniunea Europeană. Istoria noastră este marcată de raportare în permanență la Europa și nu doar din vremea lui Caragiale. Ce vrea Europa? Europa este cu ochii pe noi. Din acest punct de vedere, comparativ, cetățenii europeni din celelalte democrații, cei care, eu știu, democrațiile care au ceva ani așa ca membri în Uniunea Europeană, sunt mai mulțumiți? Care este starea de spirit comparativ cu nu România? Sunt mulțumiți. De fapt, erau mult mai nemulțumiți înainte de noi. Erau nemulțumiți de Uniunea Europeană, erau nemulțumiți de mersul democrației, erau nemulțumiți de inegalitatea socială. Au votat împotriva Constituției Europene la referendumul din 2005 în Franța și în Olanda. Au votat împotriva Uniunii Europene la referendumul din 2007 din Irlanda și așa mai departe. Deci nemulțumirea era destul de mare, dar nemulțumirea aceea este diferită de nemulțumirea noastră. Acea nemulțumire este în unele cazuri o nemulțumire activă. Altfel spus, este rezultatul implicării. Și refuzul la referendumul pentru Constituția Europeană a fost o dovadă de genul ăsta. Și vorbim despre asta acum pentru că suntem și puțin înainte alegerilor europene și merită să contextualizăm. Dar aș atrage atenția și asupra unui alt aspect. Uniunea Europeană a devenit din ce în ce mai localistă. La întâlniri pe care le-am avut cu colegi din organizații civice din țările Europei Nordice, constatăm că aceștia priveau cu simpatie și cu invidie anumite programe care se desfășoară în România la nivel național. Pentru că în Suedia au numai programe sectoriale la nivel local, la nivelul comunităților. Și au pierdut din vedere comunitatea națională. Sigur, acum putem să spunem că în România aceste programe sunt puține, dar că în Occident nici nu mai știu să le pună în lucru și asta face diferența. Însă nemulțumirea noastră vine și din altceva față de nemulțumirea lor. Noi ne dorim o Românie care să semene cu Occidentul, ei își doresc un Occident care să se transforme radical, să fie mai ecologic, să fie mai puțin birocratic, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Deci avem așteptări diferite. În România vrem să ardem etapele, să ajungem la cât mai aproape de nivelul de dezvoltare a țărilor occidentale și Europa a fost sinonimă cu dezvoltarea, de ce nu chiar cu îmbogățirea. Ce așteptăm de la Uniunea Europeană? Au spus și în discursurile politicienilor, să vină bani de la Uniunea Europeană. Dar trebuie să spun cu realism, banii care vin de la Uniunea Europeană, de aici până în 2012, nu reprezintă mai mult de 5% din bugetul României. Adică reprezintă foarte puțin. Nu banii de la Uniunea Europeană vor face viitorul României. Vor fi un supliment, un ajutor, în măsura în care vom reuși să-i aducem. În schimb, ceea ce facem noi aici,
va fi foarte important, este esențial. Țara noastră este rezultatul propriei noastre construcții. Nu vin occidentalii să o facă în locul nostru și ceea ce se și așteaptă de la noi. De aceea, cred că suferința cetățenii în România, adică implicării în viața comunității noastre de zi cu zi, va avea oarecare consecință.